Bună ziua tuturor elevilor din clasa 10-a! Bine ați venit la lecția de limbă și literatură română, disciplină care are o relație de interdependență cu istoria, datorită faptului că multe opere literare au la bază fapte istorice, precum este și textul în baza căruia vom lucra astăzi, novela Alexandrul Pușneanu, scrisă de Constantin Negruții. Subiectul lecției este momentele acțiunii și moduri de expunere în opera epică. Novela apărută în anul 1840 în prima ediție a revistei Dacia Literară. Alexandrul Pușneanu, cea mai valoroasă novelă istorică din literatura română. Textul concentrează cei 5 ani din cea de-a doua domnie a lui Alexandru Lăpușneanu. Autorul accentuează figura domnitorului, fiind prezentată chipul detaliat și în situații impresionante. Drept sursă de inspirație a fost cronica de Grigore Ureche, letopisețul țării Moldovei. Pentru a confirma cele spuse, vă propun să examinați următoarele fragmente. Letopisețul țării Moldovei de Grigore Ureche. Dacă au mers solii tomșii și i-au spus, zis să le fie zis, Alexandre Vodă, de nu mă vor, eu îi voiu pre ei și de nu mă iubescu, eu îi iubescu pre dânsii și tot voiu merge ori cu voie, ori fără voie. Fragmentul din novela Alexandru Lăpușneanu. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau, răspunse Lăpușneanu, a cărui ochi scânteieră ca un fulger, și dacă voi nu mă iubiți, eu vă iubesc pre voi și voi merge ori cu voia, ori fără voia voastră. Următorul fragment. Din letopisețul țării Moldovei. Mai apoi, dacă s-au trezit și s-au văzut călugări, zic să fie zis că de se va scula, va popi și el preunii. Fragmentul din novela noastră. Boiată fățarnică, adăugă bolnavul, zbuciumându-se a se scula din pat. Tacă-ți gura că eu, care te-am făcut mitropolit, eu te dezmitropolesc. M-ați popit voi, dar de mă voi îndrepta, premulți am să popesc eu. Structura novelei este riguros construită, fiind alcătuită din 4 capitole, care asigură evoluția firească și nestingerită a personajelor. Motourile exprimă succint și memorabil esența celor descrise în capitolul respectiv. Capitolul 1. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Al doilea capitol. Ai să dai seama, Doamnă! Capitolul 3. Capului moțoc vrem. Capitolul 4. De mă voi scula, premulți am să popesc eu. Subiectul textului narrativ are 5 elemente, pe care deja le cunoașteți. Expozițiunea, intriga, desfășurarea acțiunii, punctul culminant și deznodământul. Vom recunoaște părțile componente ale subiectului prezent în novela istorică scrisă de Negruții. Expozițiunea. Alexandru Lăpușneanu, întors în Moldova pentru a-și relua tronul, se întâlnește cu un grup de boieri care îl trădaseră în timpul domniei din tâi, între care vornicul Moțoc, postelnicul Veveriță, spătarul Spancioc și boierul Stroici. Aceștia se străduiesc să-l convingă să renunțe la tron. Următorul moment, intriga. Este relevantă confruntarea dintre Lăpușneanul și boieri. De ce să-și reocupe tronul și să se răzbune pe boierii care îl trădaseră? Lăpușneanul le răspunde acestora cu toată fermitatea. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Desfășurarea acțiunii. Domnitorul Tomșa fuge din țară. Lăpușneanu își reia tronul și purcede la pedepsirea cruntă a boierilor. La cea mai mică greșeală dregătorească, la cea mai mică plângere, capul vinovatului se spânzura în poarta curții.
Doamna Roxanda îl roagă pe Lăpușneanu să înceteze umorurile, fiind îngrozită de cruzimea soțului. Domnitorul i-a promis un leac de frică. Punctul culminant al novelei îl constituie măcelăria celor 47 de boieri invitați să prânzească la curte. Lăpușneanul îi oferă soției leacul de frică promis. Oamenii își exprimă nemulțumirea față de domnie, exemplu textual, să micșoreze dăjdiile, să nu ne mai jefuiască, după care cer capul lui Moțoc. Lăpușneanu îl dă pe Moțoc mulțime furioase, astfel liniștind poporul și pedepsind totodată pe boierul trădător. Desnodământul. Alexandru Lăpușneanu se află la cetatea Hotinului, bolnav și călugărit din propria inițiativă. Odată cu revenirea din boală, au urmat amenințări celor din jur, inclusiv soției și fiului. M-ați popit voi, dar de mă voi îndrepta, premulți am să popesc eu. Doamna Roxanda, înspăimântată, ascultă pe Spancioc și i-a pus soțului o travă în băutură. Lăpușneanu s-a stins în mâinile călăilor săi. Remarcată este și iscusința lui Negruț de utilizare a modurilor de expunere, care au o contribuție specifică în relatarea operei. Totuși, narațiunea este modul de expunere proeminent în textul dat. Narațiunea, așa, capitolul 1. Narațiunea. Vă amintiți, ce este narațiunea? Relatarea acțiunilor într-o anumită succesiune prin intermediul personajelor sau al unui narator. Remarcăm narațiunea prin revenirea lui Lăpușneanu în Moldova cu scopul de a domni. Exemplu textual. Iacov Eraclid, Pureclid despotul, pierise ucis de buzduganul lui Ștefan Tomșa, care acum cârmuia țara. Dar Alexandru Lăpușneanu, după înfrângerea sa în două rânduri de oștile despotului, fugind la Constantinopol, izbutise a lua oști turcești și se înturna acum să izgonească pre răpitorul Tomșa și să-și ia scaunul, pre care nu l-ar fi pierdut de n-ar fi fost vândut de boieri. Tot aici remarcăm și dialogul. Dialogul dintre Lăpușneanu și Bogdan, Lăpușneanu și cei patru boieri, Moțoc, Veveriță, Stroici și Spancioc. În capitolul 2, care începe iarăși cu narațiunea, este prezentă prin acțiunile lui Lăpușneanu când a urcat la tron. Remarcăm și descrierea. Ne amintim ce înseamnă descrierea. Zugrăvirea unor trăsături ale obiectelor, fenomenelor, personajelor, ale unor priveliști din natură. Deci este descrisă ținuta vestimentară a doamnei Roxanda. Exemplu textual. Peste zăbonul de stofă aurită purta un benișel de felendreș albastru blănit cu samur, a căruia mânecii atârnau dinapoi. Era încinsă cu un colan de aur, ci se încheia cu mari paftale de matostaf, împrejurate cu pietre scumpe, iar pe grumazie ei atârna o salbă de șiruri de mărgăritar. Sunt utilizate numeroase arhaisme, cu ajutorul cărora scriitorul oglindește vestimentația și atmosfera epocii. Exemplu, zobonul, da, este o haină lungă, fără mânici, confecționată din stofă scumpă. Cuvântul benișel. Benișel este o haină boierească, lungă, de ceremonie, cu mâneci largi și despicate. Un alt lexem îl avem, felendreș. Felendreșul este un sortiment de postav fin. Totodată, în capitolul 2, remarcăm și dialogul. Dialogul dintre Lăpușneanu și soția, Roxanda. Capitolul 3. Am zis că începe iarăși cu narațiunea, unde este arătată pregătirea pentru ospăț. Remarcăm descrierea, ținuta vestimentară a domnitorului și masa de sărbătoare. Totodată este și
Monologul, ne amintim, ce este monolog? Monologul exprimă gândurile și sentimentele intime ale unui personaj. În capitolul 3 remarcăm monologul, exemplu textual. Boierii dumneavoastră, de la venirea mea cu a doua domnie și până astăzi, am arătat asprime către mulți. M-am arătat cumplit rău, vărsând sângele multora. Adică este cuvântarea lui Lăpușneanu în fața boierilor. Și persistă dialogul între Lăpușneanul boierii, Spancioc și Stroici, Lăpușneanul Moțoc, Armașul, Poporul și Lăpușneanul și Ruxanda. Următorul capitol, capitolul 4, ultimul capitol, începe iarăși cu narațiunea prin prezentarea situației, scurgerea celor 4 ani, fuga lui Stroici și a lui Spancioc și boala lui Ștefan. Avem monologul, adresarea lui Lăpușneanu față de mitropolitul Teofan și avem și dialogul. Vă amintiți ce înseamnă dialog? Alternarea de replici între două sau mai multe persoane. În text remarcăm dialog între Lăpușneanu și Ruxanda, între Ruxanda și Spancioc, Ruxanda și mitropolitul, exemplul care îl aveți aici, și Lăpușneanu, Stroici și Spancioc. Exemplu textual de dialog. Să mergem, zise doamnei. Dar cine va căuta de nenorocitul acesta? Noi, răspunseră boierii. Oh, părinte, ce mă făcuși să fac? Zise doamna către mitropolitul și se duse cu el plângând. Remarcăm că un loc primordial îl ocupă și dialogul în opera dată, fiind una dintre modalitățile de seamă prin care sunt relatate trăsăturile personajelor. Negruții a reușit să împletească momentele istorice cu firele de ficțiune incomparabil. A descris această perioadă, a doua domnie a lui Alexandru Lăpușneanu, cuprinzând cu detalii tema luptei împotriva absolutismului feudal. Istoria, probabil, este disciplina cea mai utilă pentru facilitatea studierii și perceperii literaturii. Mulțumesc mult! O zi fructuoasă tuturor!